să vedem niște cai. Am mai fost noi aici, dar eram interzis să intrăm din cauza coronavirusului. Ține telefonul și filmează. Aici. Uite, uite, tata, hai să arăt. Hai să-ți arăt. Uite, ai văzut? Ai văzut că nu face nimic rău? Știi cine e acolo sus, Teodor? Ia să vedem. Wow! Cum a ajuns Eca acolo? M-am cățărat prin ăsta, pleca de rost, musulmană, și m-am mutat pe unde pot ajung sus de tot. Ești sigură că nu elicopterul te-a dus acolo? Mă pot duce până jos, dacă vrei să vezi. Nu, dar nu cu elicopterul te-ai urcat sau cu o macara? Nu, m-am urcat cu picioarele mele, jos. Aha. Hai să vedem cum cobori. Na, s-a întâlnit capra cu lupul. Hai vină cu mine. Cine cedează? Ha, mergeți împreună, bravo. Vă întâlniți la mijloc și să vedem cine e mai tare, da? Doi țapi. Adică un țap și o capră. Uite, vine capra pe locuri, fiți gata. Start. Ușor, da? Ușor. Și acum țapul și capra s-au întâlnit. Care e mai tare? Să nu dărâmați podul de tot. Păi să mai treacă și alții pe el. Capra a luat țapul în braț. Te prind. Vine ploaia. Bine, îmi pare, în grădină am o floare. Și ce dacă vine ploaia? Ploaia o va crește mare. Vine ploaia, bine îmi pare. Sau? Canta văcăreștilor, într-o grădină, lângă o tulpină, zări o floare ca o lumină. S-o tai, se strică. S-o las, mi-e frică că vine altul și mi-o ridică. Înțelegeți? Deci nici să o culeg, nici să o las. M-am așezat și eu aici pe puntea suspinelor și fata asta m-a smintit de cap. Ajutor, oprește-te! Salutare, prieteni buni, bine v-am regăsit. Vreau să vă arătăm astăzi un parc puțin deosebit, pentru că are propriile lui jucării. De primăvara până toamna le găsim aici în parc, aparțin parcului sau primăriei, și copiii se pot juca cu ele toată ziua fără să-și aducă jucării de acasă. Este un lucru extraordinar și cine are și cine nu are se poate juca liniștit și copiii sunt toți fericiți și ele rămân aici și nu le ia nimeni acasă. Ia priviți! Uite, cam așa arată spațiul ăsta de joacă cu nisip.
Da, au și aici un loc unde să se cațere și să arunce cu, cu nisip. Este foarte frumos și pe jos împrăștiate. De dimineață, de când intri în parc, până seara stau jucăriile de tot felul, pregătite pentru copiii bucuroși care vin să le folosească. Ia uitați! Sunt suficiente pentru toți. Pe alei sunt foarte multe trotinete, mașinuțe pe care copiii se pot da fără nicio problemă. Ia, singura regulă este să nu le duci afară din parc. Ia uitați, sunt înșirate peste tot. Și Teodoraș deja și-a ocupat un loc unde se joacă și îi place tare mult. Ce faci tu aici? Haide, alegeți o mașină sau o trotinetă, ce vrei, dar pe măsura ta. Nu, asta e prea mică. Asta e mică de tot. Hai mai încolo. Hai să vedem. Care vrei tu? Care ți se potrivește? Bun. Super. Oh. M-am accidentat. Da, acolo se urcă Eca, Ecaterina. Este locul ei de cățărare preferat. Uite, treci linia de sosire acum. Dacă treci linia, ai câștigat. Gata, te-ai oprit acolo înainte de final? Haide! Haide să câștigi! Acolo e semaforul roșu. Nu e roșu, e linia de sosire. Hai să te văd. Foarte bine. Bun, poți să lași mașina și să mergem mai departe. Pe picioare, dacă vrei. Nu o lași, bine. Unde intri, băiete? Alo? 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 Voi vedeți lumina de la capătul tunelului? Pentru lumea asta în care trăim, mă refer. Aia. Uite. Vreți să te ajut? Păi ce faci? Ai venit să urci aici? We'll be right back.
Ia uite, Teodor, am făcut 5 turnulețe pentru familia celor 5 grădinari, da? Câte un turnuleț pentru fiecare, nu-i așa? Da. Cât suntem noi în familie? 5 suntem, da? Uite aici 5 turnuri, ia numărele. Tati. Tati. Mami. Mami. Eca. Eca. Tata. Teodor. Frederic. Cauți? Ce cauți, Teodor? O comoară. O comoară? Uite. Ce groapă adâncă. Tu ai făcut-o? Sau era deja și tu ai continuat-o? Eu am continuat-o. Ai continuat-o, da. Și? Nici urmă de comoară. Asta e urmă de comoară. Uite. Dar dacă găsești o comoară, ce faci cu ea? O deschid și faci bucății. O deschizi și vezi ce? O deschid comoară și... Și vezi bogății. Haideți să vă arătăm niște ieduți într-o grădină plină cu găini în depărtare. Nu știu dacă voi puteți să vedeți. Și cocoși, da. Sunt multe, multe găini. În mod normal, cam ar trebui să fie vreo 200-300, dacă nu greșesc. Dar ele stau sub cotețele lor, mai ales când e cald, dar acum sunt puțin răsfirate, dar sunt cam departe de noi, de gard, dar totuși noi le putem vedea. Hai să vedem ce face Ecaterina cu ieduții. Ce au dat niște iarbă. Hai să pui mâna pe ei, Teodor. Hai, nu spune că ți-e frică de iezi. Hai lângă tati. Nu. Meee! Hai să vezi ce frumoși sunt! Măi, copile! Cum să te mănânce iezi, auzi? Dacă erau niște lupi, te mâncau! S-a cățărat la mine, măi, copile! Păi dacă te-aș băga acolo peste gard la ei? Uite, ce căini nu mai e frică. Și de căprițele astea ți-e frică? Da, și de cai. Hai să le dai și tu iarba. Bine. Hai că eu te las jos. Dar este gard, Teodor, este gard, uite. Uite, Teodor, poftim. Hai că poți. Ia-mă pe sus. Dar de ce să te iau pe sus? Mai ții minte? Și capre. Și capre, și bizon, și păun, și urs în depărtare, și ce ai mai văzut? Da, acea... găinilor. Găinilor? Haideți voi la Teodor, că... De restul e frică. Cocodac, cocodac, cocodac. Cocodac, cocodac. Hai, salută căprițele că plecăm. Dar mai aproape. Hai să le salut. Hai să le salutăm. Da, și pe găinile salutăm. Hai să salutăm căprițele. Nu le salutăm. Meee. Ia uite, e că de mâncare n-are nicio treabă. Trebuie să pun și eu mâna pe una. Uite așa.
Și aici zice Teodor că avem un leuț. Te-am speriat? Dar de leuțul ăsta nu ți-e frică? E o statuie. Uite, avem și Buddha. Da, ăla se cheamă Buddha. Hai să vedem mai încolo de mâna. Hai să vedem alți leuți. Este leuț. Da. Lei depus la poartă. Stai să... Da, uite, aici sunt alți Buddha care meditează. Ia uite o broască țestoasă, ce frumoasă e. Ia să-ți fac o poză. Ia-o de după gât. Ce e? Cum nu ne? Uite-mă în fața ta, Teodor. Asta, băi, asta ce e? Că unde e? Întoarce-te spre tati. Să mă urc pe ea. Extraordinar, că unde e, de mare ce era, n-o vedea. Vrei să urci? Hai de mână. Uite. Hai, urcă. Ia uite aici. Și hai să-l vedem încă o dată pe Iisus Hristos. Cu mâinile răstignite, cu mâinile găurite. Maleabil, da, chiar la 39 de ani și nu cad așa ușor. Vedeți ce înseamnă băiat tânăr, frumos și elastic? Ah! Ți-a murit la udătorii. Da. Oh, opa! Ține-te bine, 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 bine! Acum e impactul, tare, tare, ține-te! Foarte bine! Hai jos! Bravo! Sunt tânăr, doamnă! Vinul mă știe pe de rost și ochiul sclav îmi cară fecioarele prin sânge. Cum aș putea întoarce copilul care am fost, când carnea mă înflorește și doar uitarea plânge? Sunt tânăr, doamnă, lucruri am așezat destul, ca să pricep căderea din somn spre echilibru, dar bulgăr de lumină dacă aș mânca sătul, nu mi-aș încape încă în pielea mea de tigru. Sunt tânăr, doamnă, tânăr cu spatele frumos și vreau drept hrană lapte din sfârcuri de cometă, să-mi crească cerul în suflet și stelele în os, și să desmin zăpada pierdut în piruetă. Sunt tânăr, doamnă, încă aripile mă țin, chiar de ating pământul pe aproape cu genunchii. Această putrezire mă îmbată ca un vin, căci simt curgând prin trânsa bunicile și unchii. Sunt tânăr, doamnă, tânăr, de aceea nu te cred. Oricât mi-ai spune, timpul nu își ascute gheara, deși ar ca și ceții spre mine își repet săgețile vestirii. Sunt tânăr, bună seara! Moment poetic. Sunt tânăr. Ați ascultat poezia Sunt tânăr de Mircea Dinescu. Nu mai sunt chiar așa tânăr, că peste o lună fac Mr. Frederic face tati 39 de ani. Dar încă e bine că e cu 3. Da? 39 e încă bine. După 40 încolo mai vedem noi ce-o fi. Nu e așa? Vino, stai aici jos.
Uite, după lanțurile astea, ce frumos se vede. Salutare, dragi prieteni, noi suntem familia celor 5 grădinari. Acum vedeți 3 grădinari, pentru că unul doarme și celălalt să aibă grijă de cel care doarme. Vă salutăm, vă mulțumim că ne urmăriți. Nu uitați să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări atunci când încărcăm. Să rămâneți sănătoși și veseli. Familia celor 5 grădinari vă dorește să aveți o viață lungă și liniștită și frumoasă. Nu uitați să dați o distribuire, un like dacă v-a plăcut. Și vă așteptăm la viitoare aventuri împreună. Să aveți o după-amiază bună, plăcută. Ce mai spunem? Vă uitați până la final la fiecare vlog care postăm. Doamne ajută! Să scrieți în comentarii dacă vă plac vlogurile noastre. Pa! 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 Pa!